Lucrurile pentru noi sunt crâncene, pentru că suntem în, pot să spun, în cel mai prost moment pe care prin care a trecut Poliția Română și Ministerul Afacerilor Interne. Chiar și în cazul de la Arad, mulți jurnaliști ne-au sunat și ne-au întrebat dacă este o greșeală când am spus că 70% din orașele din România nu au parte de polițiști din structurile poliției judiciare după ora 16 sau în weekenduri. Și le-am spus că nu este o greșeală, ci este cruntul adevăr pe care îl tot spunem de aproximativ 4 ani de zile, de când problemele s-au acutizat. Și aici mă refer la situațiile în care, pe de o parte, vorbim despre un management defectuos al celor care au oameni în subordine, care ar putea să-i planifice pe tot intervalul celor 24 de ore, 7 zile din 7, și preferă să-i aibă la birou de luni până vineri de la 8 la 16, și în rest să intervină de acasă, sau într-adevăr avem orașe în România unde avem unul sau doi polițiști care lucrează în dosarele penale în condițiile în care vorbim de orașe care au 8.000, 10.000, 15.000 de locuitori. Deci situația este destul de critică. Chiar și în cazul de la Arad am atras atenția asupra faptului că polițiștii din structurile poliției judiciare, și mă refer aici la investigații criminale, investigarea criminalității economice, crimă organizată și așa mai departe, pe hârtie lucrează de luni până vineri, de la 8 la 16. În realitate, ei lucrează câte o săptămână sunt planificați în serviciu, fiecare pe linia lui de muncă, iar dacă se întâmplă ceva, sunt chemați de acasă, evident se deplasează la unitate și au cele necesare și pe urmă merg la fața locului. Vorbim pe de o parte despre faptul că le este afectat timpul lor de refacerea capacității de muncă, pentru că, până la urmă, să nu uităm, acum peste 100 de ani de Ziua Internațională a Muncii, a fost până la urmă dictat acel citat 8 ore de muncă, 8 ore de repaus și 8 ore timpul tău de odihnă și așa mai departe. Dar în momentul de față suntem în situația în care acești colegi, efectiv, din timpul lor liber, pe banii lor, pentru că mulți dintre ei stau și la 20-30 de kilometri de unitate de poliție, se deplasează la evenimente, însă pierd timp operativ deosebit de important. La fel s-a întâmplat și la Arad. Toți polițiștii care au ajuns primii la fața locului, în afară de ordinea publică, au venit de acasă. Și atunci, evident că ne-am pus niște întrebări dacă există vreun interes din partea politicului sau din partea celor care conduc instituția ca, știu eu, munca de poliție să se rezume la activități de secretariat. Pentru că săptămâna trecută am discutat cu un coleg care s-a pensionat anul trecut și care mi-a spus că ar mai fi rămas în sistem, însă de aproximativ 5-7 ani de zile a avut parte de o prostituție profesională, cum n-a crezut vreodată că va întâlni. Și aici vorbea despre faptul că el lucra la judiciar în dosare penale și vorbea despre faptul că volumul de muncă era atât de mare, coordonarea și gestionarea activităților de urmărire penale erau atât de proaste, încât nu îi rămânea decât să facă hârțogăraie la birou 8 ore în continuu, la volumul de aproximativ 300 de dosare pe care le avea în lucru și despre care spunea el la un moment dat, cu oarecare umor, că într-un an de zile probabil nu ajunge să pună mâna pe fiecare dosar, pe coperta fiecărui dosar, să nu mai vorbim de audieri, acte de urmărire penală și multe alte asemenea activități. Dincolo de ceea ce spuneți noastră, dacă oamenii ăia nu sunt plătiți să vină în weekend la muncă, cât de mare este suma de bani care poate fi economisată dacă ei nu sunt plătiți? Practic, dacă mă vin sâmbătă duminică, trebuie plătiți dublu, nu? Conform legii. Este un spor de 75%, 75%. Nu de 100%. De 100% beneficiază, de exemplu, sistemul de sănătate, asistență socială, însă la noi a stabilit 75%, pentru că mulți ani de zile nu se plătea deloc. Și din 2014 s-a plătit cu acest spor de 75%. Nu cred că vorbim despre economii și nu cred că putem face comparații între economii și viața unor oameni. Pentru că, sigur, mulți dintre cei care au văzut mesajul nostru au spus ok, și dacă erau planificați, nu se mai întâmpla atentatul? Nu despre asta este vorba. Este vorba de a merge la cauzele care au determinat acest atentat. Pentru că aici vorbim despre crimă organizată, vorbim despre grupări infracționale, vorbim despre reglări de conturi și, evident, vorbim despre un mesaj pe care a vrut să-l transmită acea grupare care a comandat uciderea acestui om de afaceri. Și într-un oraș foarte aproape de graniță, unde putea să... Într-un oraș aproape de graniță, unde avem contrabandă cu țigări. Adică, imaginați-vă, crede cineva că după ora 16 vin contrabandiștii și spun: domne, ne vedem mâine dimineață la 8, că nu mai este poliție, și atunci, din bun simț, nici noi nu vom acționa, că nu are cine să ne prindă. Este ridicol să credem așa ceva. De aceea spun că, la un moment dat,
Nu ne-ar mira să existe și interese de la nivel politic, prin intermediul oamenilor împuterniciți în funcțiile de conducere în aceste unități de poliție, că este o altă mare problemă la noi, avem o proporție covârșitoare de împuterniciți desemnați în funcții de conducere, oameni care în mod normal n-ar putea să ocupe acel post, adică nu îndeplinesc cerințele de ocupare, dar sigur că prin acest tertip al împuternicirii și al desemnării, orice ofițer poate să fie nominalizat la conducerea unei structuri. Poate sunt oameni din aceștia de care ați scris inclusiv noastră pe site-ul Europol, care plagiază lucrările. Ei, și ajung în funcții de conducere fără să știe despre ce e vorba. Nu mai vorbim despre, sigur, situația critică pe care o regăsim la Academia de Poliție. Acum, noi i-am acordat prezumția de bună credință domnului Bode când a venit în minister. A spus și dumnealui că este de neacceptat ca într-un an de zile cât a fost domnul Vela să nu se fie organizat nici măcar un concurs în Ministerul Afacerilor Interne. Este o boală moștenită încă, indiferent cine se află la conducere, că a fost un partid sau altul. A fost un instrument care a fost pe placul oamenilor politici pentru că și-au putut nominaliza clientela politică. Și a spus la un moment dat domnul Bode la acel moment în ianuarie că va da drumul cât mai repede la concursuri. Acum 2 săptămâni l-am văzut că se lamenta efectiv și a spus că este inacceptabil ca de la începutul anului și până în prezent să aibă 450 de împuterniciri pe funcții de conducere. Asta în condițiile în care dumnealui a semnat probabil jumătate dintre ele. Ori aici deja ne-a dus cu gândul la momentul Dragnea, când conducea și guvernul și parlamentul și făcea protest împotriva statului paralel. Cam așa era și domnul Bode. Mai rămânea să ne spună că cineva în biroul dumnealui, nu știe cine, semnează împuternicire în locul lui. Adică este ridicol. Mai mult decât atât, am văzut că la DGA, de exemplu, a fost împuternicit domnul Vasilescu. Păi de ce n-a fost scos la concurs postul? Este o întrebare la care nu ne-a răspuns nimeni până acum. La Academia de Poliție. Toată conducerea Academiei de Poliție este împuternicită. Gândiți-vă că actualul rector, de fapt, căruia a expirat împuternicirea ieri, încă nu știm pe cine a nominalizat astăzi domnul ministru, are 2 teze de doctorat, deci a încercat de 2 ori. A văzut că prima o fi dat teza cum o fi dat, o să fi gândit că pe a doua o reușește să o realizeze mai temeinic. Ambele teze de doctorat sunt în analiză la GNATCU pentru plagiat. Mergem la prorector, mergem și mai jos la rector. Astăzi am scris despre prorector pentru că i-am analizat teza de doctorat și am văzut că dumnealui a luat cu copy-paste. Sigur, a făcut un efort pentru că majoritatea lucrărilor sunt în limba franceză și cel puțin le-a tradus. Dar nu se poate ca la acest nivel, la Academia de Poliție, unde vorbim despre instituție de învățământ superior, care ar trebui să pregătească profesioniștii din poliția română, adică acei oameni la care să te uiți și să te închini, să spui că este, nu știu, profesionalismul desăvârșit în această persoană care a terminat Academia de Poliție. Noi am rămas surprinși că inclusiv studenții din Academia de Poliție au ajuns să deplângă situația în care sunt și au spus ieșim din Academie nepregătiți. Sunt jocuri de putere, jocuri de culise în Academia de Poliție și în rest nimeni nu dă 2 bani pe pregătirea noastră și pe educația pe care ar trebui să o primim în acești 4 ani de zile. Apropo de domnul ministru Bode, comparativ cu predecesorul său, aveți un contact mai des? Vorbiți, vă întâlniți, îi spuneți care sunt problemele? Am avut chiar și noi un interviu cu un coleg de-al dumneavoastră care se plângea de echipamentul pe care îl poartă. S-au cerut, bănuiesc, și bocanci, și pantaloni, și haine de stradă. Și răspunsul este? Din păcate, sigur, cu domnul Vela n-am avut niciun fel de dialog. Dumnealui a văzut 2020 ca fiind un an electoral, a profitat la maximum de poziția de ministru și de tot ceea ce era bun îi aparținea comunicatorul dumnealui, cu celebra geacă. Tot ce era rău era flagelul pe care el îl va distruge și așa mai departe. Și n-am avut niciun fel de dialog, era clar că nu, nici nu-și dorește așa ceva. Mai mult decât atât, și-a delegat toate atribuțiile secretarilor de stat. Deci dumnealui doar purta geaca de piele la minister. În schimb, la cazul domnului Bode, am avut 2 sau 3 întâlniri în prima lună a mandatului, crezând că vom merge pe un dialog constructiv, însă ulterior am văzut că nu s-a mai ținut de promisiune, inclusiv în privința bugetului, pentru că ne-a promis că în momentul în care va veni bugetul vom avea o discuție pentru a vedea care sunt nevoile reale și unde mai putem, în interiorul bugetului alocat de Ministerul Finanțelor, să putem să relocăm anumite sume de bani. Nu a fost cazul, pentru că nu ne-a mai invitat. Ulterior am avut o promisiune că în situația memorandumului cu privire la modificarea legii salarizării
La fel, vom avea o discuție. N-am mai avut discuția, memorandum a fost votat fără a fi consultați partenerii sociali de la nivelul niciunui minister, pentru că noi colaborăm, suntem afiliați Federației Publisind, unde mai sunt și penitenciare, grefier și așa mai departe, deci cunoaștem situația din toate celelalte ministere. Deci cum guvernul până la urmă și poziția domnului Câțu de la începutul mandatului a fost împotriva tot ceea ce înseamnă sindicate, dialog social și parteneri sociali în privința aceasta. Iar dacă ne întrebați de uniformă, vă spun că uniforma, actul normativ care reglementa, atenție, nu schimbarea designului, pentru că la design e destul de calitatea dificil. Materialului. Calitatea materialului, tehnicitatea materialelor. Procesul de transparență și de dialog social a fost definitivat în luna septembrie a anului trecut. Noi am revenit în luna noiembrie, pentru că nu mai exista niciun motiv să nu fi fost promovat, vorbim de o modificare a unui HG. Adică în orice ședință de guvern, de atunci am avut zeci de ședințe de guvern, ni s-a comunicat că a mai apărut o schimbare, de fapt artificială schimbare, în sensul în care legitimația nu va mai fi pe suport de hârtie, ci va fi pe suport de plastică și cartelele. În fine, am înghițit și această gălușcă. A venit domnul Bode, suntem în luna iunie și actul normativ este pregătit, doar că refuză să-l promoveze. Și aici, iarăși, vorbim despre potențiale interese economice, pentru că în momentul de față, știți foarte clar, uniforma se vinde la liber. Orice, există nenumărați producători de echipamente uniforme care vând această uniformă și care, conform noilor reglementări, ar fi sancționați dacă ar vinde neautorizat astfel de echipamente. Și într-un fel mi se pare firesc, pentru că până la urmă ar preveni și o serie de posibile infracțiuni, că am mai avut situații în care inclusiv foști polițiști de ai noștri care au ieșit la pensie și au cumpărat uniformă de rutieră, deși ei n-au mai făcut rutieră, și luau șpagă pe bulevard până să ajungem acolo. Este o întrebare și foarte multe mesaje am primit înainte să începem această emisiune. Atât de bine se câștigă în poliție? Că este sporul de îmbrăcăminte, că este de hrană, că este concediu făcut într-o anumită locație a Ministerului de Interne mult mai ieftină față de cele pe care le plătesc civilii, să-i numim așa. Că se poate ieși mai devreme la pensie. Se iese cu o pensie atât de mare? E foarte bine că mă întrebați, pentru că, din păcate, sunt multe intoxicări în mass media și majoritatea intoxicărilor vin din zona politică. L-am auzit și pe domnul Kelemen Hunor, care spunea că nu e posibil ca polițiștii să pensioneze la 45 de ani. Păi nu este posibil, pentru că legea nu permite acest lucru. Polițiștii care s-au pensionat la 45 de ani s-au pensionat din cauza unor boli. Pensia de boală există și în sistemul public de pensii, nu doar în sistemul militar. Acum, la salariu. Gândiți-vă că media salarială a unui polițist astăzi, în MAI, este de aproximativ 3.300 de lei. Noi vom publica... Cu sporul sau fără spor? Cu tot cu sporul. Cu tot cu sporul. Cu tot cu sporul vorbim de medie. Sigur că când vorbim de medie ne referim la sporuri, că cei care sunt în stradă efectiv și lucrează sâmbete, duminici, ore de noapte și mai departe, pot să ajungă și până la 4.000 de lei. Cei care sunt la birou pot să ia și 2.600-2.700 de lei. Media este într-adevăr de 3.300. O să facem și un material ca să demonstrăm opiniei publice că în realitate salariul nostru... Eu nu-mi permit să spun că e mic sau este mare, dar mă uit în piața liberă și văd că un asistent vânzări la orice magazin de la colțul străzii pornește de la 3.500 de lei plus bonuri de masă. Și de aici putem să vorbim despre studii, despre riscurile la care ne expunem, despre condițiile de muncă și despre toate celelalte detalii. Dacă mă întrebați despre pensie, vârsta medie de pensionare în sistem în momentul de față este de 51 de ani și câteva luni. Speranța de viață după pensionare este de aproximativ 10 ani și 8 luni, ceva de genul acesta, 11 ani, din ultimele date pe care le-am primit. Ceea ce înseamnă că dacă te pensionezi la 51-52 de ani, pe la 62 de ani, 63 de ani ai murit. Asta este media oficială pe care o avem în momentul de față, speranța de viață în rândul polițiștilor. Eu n-am nimic împotrivă să crească vârsta de pensionare, dar cred că avem și noi pretenția să avem o speranță de viață după pensionare, cel puțin la fel ca și orice alt angajat din România. Și vedem că, conform datelor INSE, speranța de viață după pensionare în sistemul public, în celelalte domenii, este de undeva de 17 ani și câteva luni. Sigur, femeile mai mult, bărbații mai mare, mai puțin. Dar ca să ajungem și la 17 ani și 5 luni, este clar că trebuie să umblăm la condițiile de muncă.